Germania a înregistrat pentru prima dată peste 80.000 de infecții cu coronavirus într-o singură zi, potrivit cifrelor difuzate miercuri de Agenția Națională de Control al Bolilor din țară și citate de DPA. Incidența la 7 zile a crescut de asemenea la nivel național, deși datele sunt încă considerate incomplete după vacanțele de Crăciun și Anul Nou, când s-au efectuat mai puține teste și mai puține cazuri au fost raportate. În urmă cu o săptămână, incidența la nivel național era de 258,6. Institutul Robert Koch a raportat un bilanț zilnic de decese de 384, în creștere de la 346 cu o săptămână înainte.